Salutare, dragilor! Sunt Elena și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere și apreciere. În episodul de astăzi vreau să vă prezint un nou subiect interesant. Despre ce este vorba veți afla imediat. Rămâneți cu noi! Viața noastră pe pământ este doar o mică parte din ceea ce avem de trăit, spunea Dumitru Constantin Dulcan. Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog și psihiatru, cercetător în domeniul conștiinței, o fire curioasă și temerară ce a îndrăznit să caute răspunsuri despre om în teritorii ale cunoașterii încă neexplorate. Distinse cu premii și declarate bestsellers, cărțile domniei sale au schimbat viziunea știută despre univers, punând pe gânduri întreaga comunitate științifică. Cea mai recentă apariție, Mintea de dincolo, nu e doar rodul unor lecturi extrem de vaste, ci și expresia unei inteligențe ieșite din comun, ce a reușit performanța absolut originală de a pune cap la cap concluziile fizicii cuantice, ale psihologiei transpersonale și ale științelor neurocognitive, cu experiențele religioase și ale morții clinice, pentru a ne oferi o descriere cât mai aproape de realitate a lumii de dincolo. Un demers impresionant ce reafirmă originea noastră divină și importanța de a trăi după legi spirituale. În multe locuri pe internet poate fi găsit acest interviu extrem de interesant cu Dumitru Constantin Dulcan, pe care îl reproducem în continuare. Moartea clinică este o trecere între două lumi. Domnule Constantin Dulcan, tocmai a ieșit de sub tipar cartea dumneavoastră cea mai recentă, care adună și sintetizează studii și mărturii ale experienței morții clinice. De ce ați ales tocmai acest subiect? Poate experiența morții clinice să dezlege unele mistere ale existenței umane? Nimic din ce am scris până acum n-a fost premeditat. M-a mobilizat de fiecare dată curiozitatea de a ști ce este dincolo de noi. Aș putea spune că, scriind, mi-am răspuns singur la multe întrebări. Am scris întâi inteligența materiei pentru că am vrut să argumentez științific intuiția că în spatele tuturor lucrurilor se află o rațiune universală care ordonează și coordonează totul și că această rațiune e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, atunci și noi oamenii trebuie să avem un sens. Cea de-a doua carte, În căutarea sensului pierdut, a fost motivată de faptul că lumea actuală se înscrie din punct de vedere moral pe o curbă descendentă. Am pierdut legătura cu sursa și am uitat de ce suntem aici. Singuri, fără o busolă spirituală, am alunecat în marele impas moral, social și economic în care ne aflăm. Acum, ceea ce am încercat în cartea Mintea de dincolo a fost să arăt că experiența morții clinice vine să susțină cu argumente clare originea noastră spirituală, idee pentru care pledează descoperirile fizicii cuantice, religiile, psihologia transpersonală, științele neurocognitive și nu numai acestea. Toate sursele discutate ne spun că viața noastră pe pământ e doar o mică parte din ceea ce avem de trăit, o lecție pe care trebuie să ne însușim pentru evoluția noastră spirituală. Scriind această carte, simt că am încheiat un ciclu fundamental al adevărului despre noi. Suntem și materie, suntem și spirit. A reduce existența lumii doar la dimensiunea ei fizică înseamnă a ne întemeia viața pe un adevăr incomplet. Ce înseamnă concret din punct de vedere medical moartea clinică?
Moartea clinică este acea experiență în urma căreia individul traversează toate etapele morții biologice, dar nu definitiv, fiindcă e resuscitat, readus la viață spontan sau prin intervenție medicală, iar funcțiile sale vitale sunt reluate. Ce trăiesc aceste persoane în timpul morții clinice e însă tulburător. Studiul experiențelor de moarte clinică demonstrează că există un tipar comun la toată lumea, indiferent de rasă, origine sau moment al istoriei. Sunt cunoscute cazurile celor care s-au reîntors la viață și au avut în timpul morții clinice o seamă de revelații. Ce văd, de fapt, aceste persoane? La început, chiar în momentul morții, subiecții sunt confuzi, nu înțeleg ce li se întâmplă. Durerea în cazul celor foarte bolnavi încetează brusc. Apoi conștientizează că au murit și încep să-și vadă din afara lor corpul bolnav, rănit sau abandonat. Se miră că nu pot fi văzuți și nu pot fi auziți de nimeni. Sunt uimiți să-i audă pe cei din jur că îi declară morți. Decorporalizați, își caută rudele, vor să le îmbrățișeze, dar mâna lor trece prin corpul acestora fără să fie percepută. Într-un caz citat de Kenneth Ring, un soldat american mutilat în războiul din Vietnam, și-a văzut corpul de deasupra sa. A văzut elicopterul american care l-a transportat la spital și, spune el, m-am întrebat unde sunt dus și am zburat după el. Cei mai mulți indivizi vorbesc apoi de imaginea unui tunel prin care sunt obligați să treacă singuri sau însoțiți de ghizi, rude decedate sau îngeri. Este trecerea dintre două lumi, din lumea noastră fizică în lumea spiritelor, în lumea de dincolo. În cele mai multe cazuri, indivizii se întâlnesc cu o ființă de lumină. E chiar Dumnezeu? Dincolo de tunel, toți martorii acestor experiențe văd o lumină vie de o strălucire foarte intensă, care nu orbește totuși. E o lumină feerică, învăluitoare și caldă, ce oferă mângâiere și bucurie. Cei care au trăit aceste experiențe spun că e ființa supremă, Iisus, Buddha sau Allah, în funcție de apartenența religioasă a fiecăruia. O ființă pe care o descriu mai degrabă ca pe o impresie trăită decât ca pe o figură concretă. Se și spune că Dumnezeu este așa cum și-l imaginează fiecare dintre noi, dar în realitate nu este ca niciuna din închipuirile noastre. Așa cum mărturisesc cei care au experimentat moartea clinică, Dumnezeu îi întâmpină cu o iubire copleșitoare, o pace profundă și o stare de beatitudine despre care toți spun că nu au mai trăit-o niciodată. Nici urmă de Dumnezeul dur, amenințător și acuzator, cum e descris tradițional, care, în plus, ne va supune la judecata de apoi. Există și în mărturiile acestor oameni un soi de judecată. Este filmul vieții pe care îl văd cei ajunși în fața ființei de lumină, un film panoramic cu amănunte în detaliu. Aceasta este, cred, expresia judecății de pe urmă cu care ne-au obișnuit religiile. Nu ne judecă nimeni, ne judecăm singuri, fiindcă văzând acest film, trăim în toată cruzimea sa efectul acțiunilor noastre asupra altora. Daniel Brinkley, un caz celebru de moarte clinică, mercenar angajat în armată, mărturisește că a simțit durerea provocată de gloanțele trase pe front în soldații armatei inamice, dar și durerea și disperarea copiilor, mamelor și soțiilor celor uciși în timpul misiunilor lui. A mărturisit că a simțit inclusiv durerea propriului câine pe care îl lovea, enervat că îi roade covorul.
La filmul vieții nu ești deci un simplu spectator, ci trăiești aievea durerea și tristețea pe care le-ai produs altora, dar și bucuria și recunoștința celor pe care i-ai ajutat sau i-ai iubit. Există deci o plată în ceruri a tuturor faptelor noastre? Nu Dumnezeu ne pedepsește, ne pedepsim singuri, aici pe pământ. Există o lege cosmică după care tot ce facem altora se repercutează asupra noastră mai devreme sau mai târziu prin boală, necazuri și nefericire. Iadul e mai degrabă o stare de spirit, o stare a conștiinței noastre încărcate de rele. Toți cercetătorii acestor fenomene afirmă cu convingere că nu există dincolo o pedeapsă divină fără sfârșit pentru nimeni. Să revenim la experiența propriu-zisă a morții clinice. Ce se întâmplă mai departe? După ce filmul vieții îi face să înțeleagă unde au greșit și unde au procedat corect, celor aflați în moarte clinică li se arată o barieră, o punte sau un râu și li se interzice să treacă. E semnul distinctiv dintre cele două lumi. Nu este încă timpul, e ceea ce aud cei mai mulți dintre ei. Altora li se spune, într-o formă sau alta, du-te înapoi și spune lumii ce ai văzut. Toți cei care au trecut prin așa ceva spun deschis că nu mai au niciun fel de frică față de moarte. Pentru cei care trăiesc aceste experiențe, e atât de covârșitor încât rămân conștienți și după aceea de existența unei dimensiuni spirituale în univers, dedicându-se pe mai departe unei vieți spirituale sau unei vieți puse în slujba binelui. Nu creierul generează conștiința, ci conștiința are în primire un creier de care se folosește. Domnule Dulcan, vă provoc să discutăm și din punct de vedere științific. Cum se împacă toate aceste descoperiri cu funcția de medic neurolog? Tocmai pentru că sunt medic neurolog și am studiat creierul, pot să afirm cu tărie că mintea omenească nu se reduce la reacțiile biochimice care au loc în creier. S-au făcut măsurători ale momentului în care sunt activate diferite arii din creier și ele demonstrează că aceste activări preced cu câteva miimi de secundă conștientizarea lor. Cu alte cuvinte, decizia de executare a unei mișcări pare a fi luată înainte de a fi informat creierul. Și atunci, dacă inițiativa creierului precede oarecum voința noastră de a acționa, ne întrebăm firesc, gândim sau suntem gândiți? Nu avem încă o teorie coerentă referitoare la conștiință. Experiența morții clinice pledează pentru independența conștiinței față de creier. Nu creierul generează conștiința, așa cum încă se crede la modul general, ci conștiința are în primire un creier de care se folosește de-a lungul unei vieți pentru a se informa, a experimenta și a evolua. S-a imputat acestor viziuni avute în timpul morții clinice că ar fi rodul anestezicelor sub care se află majoritatea pacienților. Da, s-a adus argumentul că ar putea fi halucinații sau expresia unui creier în suferință, că ar fi rezultatul ischemiei sau al unor crize epileptice. Sunt doctor neurolog și pot aduce oricând argumente medicale împotriva acestor ipoteze. Despre efectul anestezicului nu poate fi vorba, căci sunt și mulți oameni care au avut aceste experiențe spontan, fără nicio influență chimică. Apoi există oameni care și-au dezvoltat capacitatea de a călători extracorporal. Ei sunt cât se poate de lucizi și de sănătoși, iar mărturiile lor se mulează perfect pe viziunile celor care au trăit o moarte clinică. Nu e vorba de nicio influență exterioară, e pur și simplu o altă stare a creierului pe care vrea nu vrea știința va trebui să o accepte.
Există studii făcute pe sute de oameni de vârstă, sex, religie și proveniență diferite. Viziunile lor sunt asemănătoare, fie că e vorba de Sfânta Tereza de Avila, de Platon sau de persoane din zilele noastre. Aduce studiul morții clinice argumente concrete în favoarea realității lumii de dincolo? Unul dintre cele mai puternice argumente este faptul că în timpul morții clinice, nevăzătorii din naștere văd prima oară ce se întâmplă în jur. Ei văd cu ochii spiritului ai corpului de energie. Este o dovadă că nu avem doar corp fizic, ci și corp subtil, care este însoțit de o conștiință detașată de creierul nostru anatomic și care are o altă percepție asupra timpului și a spațiului. Experiența este a acestei conștiințe, nu a creierului. Vederea se face într-un unghi de 360 de grade și poate explora instantaneu la orice distanță. Această vedere panoramică apare nu numai la cei care au o moarte clinică, ci și în stările de extaz mistic sau în experiența unor maestri spirituali ai Orientului. Un creier traumatizat poate genera desigur și halucinații, dar ele n-au coerență, n-au logică. Tot ceea ce se petrece în experiența morții clinice are o coerență, un sens moral, o filosofie profundă cu referire la viața persoanei implicate. În urma lor învățăm întotdeauna o lecție. Un alt argument extrem de important este memoria noastră de dincolo. Filmul retrospectiv al vieții, care li se prezintă tuturor celor care ajung dincolo, demonstrează că nimic nu se uită din ceea ce am trăit aici. Se rețin și cele mai mici amănunte, pe care credeam că le-am uitat de mult, pe care și le amintesc chiar și indivizii bolnavi de Alzheimer. În timpul vieții noastre, nu memoria se pierde, ci instrumentul de redare, neuronul, se atrofiază. Memoria rămâne în câmpul conștiinței, care se extinde dincolo de noi în același timp cu matricea corpului nostru subtil. Argumente există cu duiumul, dar probabil cele mai puternice sunt mărturiile celor reîntorși la viață. Din toate cazurile pe care le-ați întâlnit și studiat, care vi se pare cel mai spectaculos? Cred că cel mai impresionant este cazul Aniței Morjani, pe care l-a și relatat într-o carte autobiografică. Era de 4 ani bolnavă de cancer limfatic când, intrată în comă profundă terminală, începe să perceapă lumea de dincolo de limitele obișnuite. Deși are ochii închiși, fiindcă e supusă reanimării, îl vede pe fratele său în avionul cu care venea din India la Hong Kong pentru a fi prezent la ultimele sale clipe de viață. Aude discuțiile între medici și soțul său, deși ele aveau loc pe un coridor îndepărtat. Și nu doar că îi aude și vede, dar le aude și gândurile. Se eliberează din trupul fizic și constată cu uimire că poate fi în mai multe locuri în același timp. Vede toate manevrele de reanimare pe care le fac medicii, înțelege disperarea soțului și ar vrea să-i spună fratelui să nu se grăbească, fiindcă nu va muri până nu va veni. Însă nimeni nu aude. După o vreme, atașamentul ei față de oameni se estompează și intră într-o lume minunată, guvernată de bucurie și de iubire necondiționată. Își revede tatăl care murise cu 10 ani înainte, cu care stă de vorbă și care o anunță că nu a venit timpul încă să rămână acolo. Își vede filmul vieții și înțelege misiunea pentru care a sosit pe pământ și ceea ce mai are de făcut pentru a o împlini. Nu se bucură la gândul revenirii în corpul bolnav, dar înțelege că trebuie să se întoarcă să transmită lumii un mesaj.
La ieșirea din comă, le zâmbește medicilor și le spune că a fost vindecată și va trăi. Nimeni nu o ia în serios. Și totuși, peste câteva zile, la analizele efectuate, medicii constată semne certe de vindecare. Însă Anita Morjani a mai spus ceva în cartea ei autobiografică și anume că în spațiul de dincolo, în timpul filmului panoramic, i s-au revelat și viețile pe care le-a avut până atunci. Suntem cu adevărat lumină din lumină. Atingeți o chestiune extrem de controversată, tema reîntrupării, respinsă de altfel de religia creștină. Avem motive să credem în așa ceva? Ideea reîntrupării e motiv de mare controversă între creștini și susținătorii ei. Există însă argumente ce țin de impresia fiecăruia dintre noi, de acel sentiment de deja vu pe care îl avem uneori când întâlnim o anumită persoană. Din nou, mărturiile oamenilor sunt cele care ar trebui să ne pună cel mai tare pe gânduri. Cercetătoarea Sandra Ann Taylor aduce în discuție un caz foarte interesant al unui tânăr arab care s-a născut în munți, în Liban, și nu și-a părăsit casa până la 20 de ani. S-a întâmplat să fie dus ocazional într-o altă localitate la sute de kilometri distanță, pe care a recunoscut-o imediat ca fiind cea în care a trăit anterior. Ba mai mult, dintr-un impuls, a mers direct la casa în care se născuse, i-a identificat pe nume pe cei care o locuiau, le-a arătat locul în care și-a amintit că a ascuns niște bani și i-a găsit. Familia respectivă era atunci într-un proces de stabilire a unui hotar între pământuri. El și-a amintit unde era vechiul hotar. A fost atât de convingător încât și justiția i-a acceptat mărturia. Se născuse în același anotimp în care, în urmă cu 20 de ani, vechea persoană fusese ucisă. Reîncarnarea lui a fost, deci, imediată. Mai e și cazul lui Rand Jamston Shields, care în timpul unei morți clinice retrăiește 68 de evenimente din viețile anterioare. A reținut locul unde a trăit și cine a fost. A făcut 8 vizite în acel oraș, a inventariat 114 dovezi care atestau acea viață și a recunoscut 35 de clădiri. Cazul lui e celebru și e studiat de Dr. Jim Tucker la secția de medicină psihiatrică din Universitatea statului Virginia. Dar detaliul care naște cele mai multe întrebări e chiar cazul Anitei Morjani. Acolo sus, cineva i-a spus să stea liniștită, că va fi vindecată și a arătat și celelalte vieți pe care le-a avut. Dacă știința a putut confirma vindecarea ei miraculoasă, anunțată în lumea de dincolo, de ce n-am crede și în celelalte lucruri văzute de ea acolo? Este o întrebare ce nu poate fi evitată. Suntem, deci, nemuritori. Murim, dar continuăm să trăim sub altă formă. Continuăm să trăim în corpul subtil care e format din lumina de înaltă frecvență. Cei care au văzut corpul subtil, ceea ce numim în mod tradițional suflet, în timpul experiențelor extracorporale l-au descris ca fiind format din milioane de puncte luminoase. Dacă în ceea ce privește trupul nostru s-a spus că pământ suntem și în pământ ne vom întoarce, în ceea ce privește sufletul, lumină suntem și în lumină ne vom întoarce. Suntem cu adevărat lumină din lumină. E valabil și dacă extrapolăm la nivel macro. Universul, spune David Bohm, este o hologramă gigantică. Între lumea de aici și lumea de dincolo e doar o diferență de frecvență. Ceea ce nu vedem nu înseamnă că nu există. De pildă, noi percepem sunetele a căror frecvență se situează între 16.000 și 20.000 de herți.
Liliacul emite și receptează ultrasunete cu frecvența până la 150.000 de herți, iar delfinii comunică pe frecvențe situate peste 150.000 de herți. La fel și cu lumina. Sub un anumit prag al frecvenței, lumina se condensează în materie fizică, iar deasupra acestuia, lumina devine energie invizibilă. Suntem aici pe Pământ limitați de zidul unei frecvențe care ne obturează vederea. Însă Dumnezeu în mărinimia Lui ne-a așezat într-o fereastră cosmică din care putem vedea universul, din care ni se oferă deschiderea. Cam atât pentru subiectul de astăzi. Eu vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii în secțiunea Alătură-te! Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV!